Și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla mai multe despre un complex tehnic tradițional din țara Hațegului. Haideți să vedem despre ce este vorba! Trecutul pentru viitor. Așa se numește un proiect inițiat de către Adina și Dan Popa. Cei doi hunedoreni și-au propus să readucă la viață o moară de apă, o vâltoare și un vechi cuptor de var dintr-un sătuc aproape uitat de la poalele retezatului, numit Peștera. Eram mai multe persoane la o discuție cu primarul de atunci al Comunei Sălașul de Sus, cu Sorin Marica, și la un moment dat ne-a întrebat ce credem că s-ar putea face pentru o moară care există în comună și care e veche și are nevoie de reabilitare. Nu știam atunci despre ce este vorba, n-am avut niciunul dintre cei prezenți vreo soluție. A durat ceva timp până când am reușit să ajungem în Peștera, satul Peștera destul de departe de centrul de comună de Sălașul de Sus. Am ajuns aici și ne-am pus pe căutat moara. Natura și intrase în drepturi, era ca o junglă aici, abia am reușit să găsim moara pe firul apei, am văzut-o, ni s-a părut fascinantă și am văzut că în afară de moară mai sunt niște minunății aici. E un cuptor în care se ardea varul, iar mai sus e o vâltoare, un precursor al mașinii de spălat rufe, la care oamenii își spală și în ziua de astăzi lucrurile mari din casă. Moara mai era folosită? Nu, moara am aflat după aceea de la seten că nu mai era folosită, însă ea era în perfectă stare. Faptul că e într-o bună stare de conservare, l-am aflat ceva mai târziu, la vreun an după discuția cu primarul, am găsit un expert în mori vechi, un mulinolog, Marius Florin Streza, de la Muzeul Astra din Sibiu. E o figură remarcabilă a mulinologiei internaționale. E cel care a reușit să găzduiască anul acesta la Muzeul Astra din Sibiu conferința mondială a mulinologilor, o mișcare de foarte mare amploare. L-am convins pe domnul Streza să vină aici, a venit împreună cu un coleg de-al său de la muzeul din Sibiu. Cei doi au văzut moara și au zis că da, merită într-adevăr recuperată și pusă în valoare. Ne-a dat atunci domnul Streza câteva indicații, nu știam ce ar trebui să facem și ne-a explicat ce trebuie făcut, cum ar trebui făcut, care sunt pașii, care sunt în etapele în reabilitarea morii de aici. I-am mulțumit tare mult pentru ajutor, am rămas în legătură pentru o bună perioadă de timp. Ei, iar de acel moment a mai trecut ceva vreme, luni bune, până când am reușit să identificăm o sursă de finanțare și să scriem un proiect pentru a reuși să începem lucrările de aici. Era vorba de o finanțare oferită de Direcția Județeană de Tineret și Sport a Județului Hunedoara. Era un concurs de proiecte pentru ONG-uri. Am gândit un proiect ca o tabără de voluntariat. Până la urmă asta era ideea, să urcăm cu membrii tineri ai comunității locale, să începem ecologizarea zonei și să facem o primă punere în funcțiune a ceea ce se găsește aici. Ne-am adunat anul trecut, în vara anului 2014, cu o echipă de voluntari pentru Geoparc, elevi de la liceul din Hațeg și o elevă din Deva, dar care de asemenea locuiește aici. Am stat destul de multe zile atunci. Am locuit la o casă de aici, cineva ne-a pus la dispoziție o casă, am locuit cu toți acolo, în regim de tabără. Și am început încet cu încet să facem ecologizarea zonei. Am curățat, am cărat crengi rupte, crengi uscate, am cărat bolovani, am dus gunoi. A durat destul de mult. Am curățat de mâl moara, am curățat de mâl și de plantele care invadaseră vâltoarea. Chiar a fost multă treabă.
Am reușit atunci să facem ceea ce ne-am propus în proiect. Pasul următor a fost în anul acesta, când cu sprijinul comunității locale și din nou cu sprijinul domnului Sorin Marica și a viceprimarului în exercițiu, am reușit să adunăm oameni din comunitate să continuăm lucrarea și a ieșit ceea ce se vede. Poate că nu e spectaculos, nu arată ca într-un muzeu, pentru că suntem într-un spațiu viu, în perimetrul unui sat, a unei așezări, unde natura își intră foarte ușor în drepturi. Dacă nu ești prezent câteva zile aici, natura, mai ales după o ploaie, te invadează pur și simplu. Planul celor doi hunedoreni este să transforme acest loc într-un mic muzeu în aer liber, unde turiștii se poată vedea pe viu cum își desfășurau activitatea țăranii din satele din țara Hațegului. Ideea noastră e ca, plecând de la acea tabără de voluntariat în care, așa cum am spus, a fost elev de liceu, dar unde au venit și studenți, au fost studenți de la arte care au vizitat tabăra, care au vizitat moara, vâltoarea și cuptorul de var, care au lucrat. Atunci erau și meșterii șindrilari care ne-au ajutat să acoperim moara. Acesta a fost, de fapt, primul pas. Să acoperim moara cu șindrile nouă, să nu mai plouă în ea. Atunci au venit și studenții de la arte din București. Au fost foarte încântați să pună mâna și să vadă ei cum se face șindrila și cum se bate șindrila pe casă. Plecând de aici, de la acel prim pas, sigur, în permanență, spațiul acesta trebuie întreținut. El se va degrada dacă nu. Va trebui, probabil, în toamna aceasta sau la începutul anului viitor, până reîncepe sezonul turistic de anul viitor, să terminăm lucrările de amenajare de aici, în așa fel încât să reușim să conturăm un traseu, un veritabil traseu de vizitare, care să atragă pe turiști. Iar din acel moment, totul trebuie întreținut. Ideea principală e că această întreținere să o facă cineva din comunitate. Nu trebuie să venim nici noi de la Hațeg sau altcineva din altă parte sau de la Deva. Trebuie să fie cineva din comunitate care să-și asume spațiul de aici, care până la urmă este al comunității și care se ocupe inclusiv să-l întrețină. Cum au reacționat localnicii la intervenția voastră? La început, ciudat. Nu pot să zic că reacția a fost bună chiar din prima zi. Însă, după mai multe zile pe care le-am petrecut aici, în care au văzut ce facem, ne-au adoptat și a fost o senzație interesantă să stai într-un sat care are 47 de locuitori. Gândiți-vă, e o uliță, sunt mai mulți locuitori pe o scară de bloc dintr-un oraș decât sunt într-un sat întreg. Și oamenii, percepția oamenilor s-a schimbat, oamenii ne-au perceput mai târziu bine și au început să ne ajute, au început să ne aducă seara lapte proaspăt mulți, ne-au adus brânză proaspătă, l-am dat povestind de modul în care se măcinau făina, grâul și porumbul aici, cineva ne-a adus făină de porumb proaspăt măcinată, e adevărat, nu de la moara de aici, ci de la moara din gospodăria lui. Dar se vedea că omului i s-a părut interesant ceea ce noi facem și ceea ce noi am povestit cu el. Și ne-a adus făină. A fost un moment remarcabil. Toate aceste construcții vechi, de care țăranul român se folosea extrem de mult în urmă cu zeci de ani, nu își mai găsesc acum utilitatea în gospodăriile oamenilor de la sat. Moara și cuptorul de var, de cât timp n-au mai fost folosite? Localnicii spuneau că probabil de 15 ani ele n-au mai fost folosite. Practic nu și-a mai dovedit utilitatea odată că sunt tehnic depășite și în al doilea rând că nu mai e nevoie de produsul lor. Moara din spatele nostru era folosită în special pentru a măcina uruiala pentru animale. Pe măsură ce animale din gospodării s-au împuținat, n-a mai fost această nevoie de mâncare pentru animale. Și încetul cu încetul moara a fost abandonată. Și unde își macină acum localnicii? Probabil că au nevoie de cantități mici. Făina pentru bucătărie o cumpără pur și simplu din magazin, iar ceea ce dau la animale înseamnă o cantitate mică pe care și-o pot face la micile mori electrice de acasă. Nu cred că mai au problemă în momentul acesta. Astfel de mori, ca și cea de la peștera, erau întâlnite în mai toate satele de munte de la noi din țară. Cum funcționează moara din spatele nostru? O, mai simplu decât pare la prima vedere. E o aducțiune de apă de pe un fir destul de îngust, dar repede de apă. Iar moara pe care o vedem aici și de asemenea una care exista mai jos, care din păcate s-a distrus complet, erau ceea ce se cheamă mori cu ciuturi, adică mori cu roată orizontală, cu niște palete ca niște linguri care reușesc să adune apele mici. O moară cu roată verticală nu ar fi reușit să fie pusă în mișcare de apa mică de aici. Iar moara aceasta cu ciutură, cu roată orizontală,
transmite simplu mișcarea orizontală a roții către piatra rotitoare de deasupra. Pur și simplu piatra rotitoare presează pe una stătătoare și boabele băgate acolo se fărmițează. E complicat însă pentru că piatra de dedesubt trebuie să fie perfect orizontală, altfel cele două pietre nu vor călca bine. Și era o întreagă știință să împănesc dedesubt piatra stătătoare în așa fel încât ea să fie perfect orizontală. În acest moment, în mod clar, moara ar avea nevoie de o stabilizare, de o calare, de o orizontalizare a pietrei stătătoare. Am înțeles că este cineva, un bătrân în zonă, care a ști să facă lucrul acesta, nu l-am găsit încă, e următorul pas în recondiționarea morii. Dar poate fi folosită la momentul de față? Da, în momentul acesta ea merge, am încercat să și măcinăm, nu cred că ceea ce se obține este o făină de foarte bună calitate, dar până la urmă scopul nu ar fi să obținem o făină foarte bună. Nu cred că e un produs care ar avea utilitate practică în momentul acesta. Ideea e să arătăm practic cum funcționa un obicei al locului, să nu se piardă o tradiție. Asta e ideea principală. Astfel de mori cred că se regăsesc peste tot în satele de munte din această zonă. Oh, da. Și dovada este denumirea comunei Râu de Mori. Erau probabil sute de mori pe toate firicele acestea mici, dar repezi de ape care vin din retezat. Erau mori peste tot. Un sat putea să aibă mai multe mori, o comună putea să aibă câteva zeci de mori. Probabil că la un moment dat în toată țara Hațegului au funcționat sute de astfel de mori. Mai există astăzi? Câte mai există astăzi? Vrem să facem și un inventar al morilor care există. Eu am cunoștință în acest moment în zona aici de două, de exemplu. Mai este una la Râul Alb pe care am vizitat-o. E o moară cu roată verticală. Acolo e un fir mai repede de apă și care am măcinat până nu cu foarte mulți ani în urmă. Proprietarul de acum, care e un domn între două vârste, își amintește că mama lui încă mai măcina. Rămăsese morărița și mai măcina. Și mai știu de încă o moară de la Ohaba Sibișel, exact. Deci acolo o moară care cred că poate fi funcțională și acum. Cât de veche e moara aceasta? Știm? Da, probabil că are 100 de ani. Probabil că are 100 de ani. Localnicii nu se amintesc să mai fi fost făcute lucrări de reparație, ceea ce noi am făcut în 2014, începând cu acoperiș și cu alte lucrări, practic au fost primele lucrări de reabilitare din ultimii foarte, foarte mulți ani. La mai bine de 80 de ani, Moș Petru își aduce și acum aminte de vremurile când se măcina la moara din sat. Pe timpul când a fost construită, eu nu eram pe planeta asta. Ori făcut oamenii din sat, că erau oameni care erau cam mai meseriași de uviere, așa. Ce au făcut oameni? Așa, păi am folosit-o și noi, urmașilor. Au fost împărțite zilele, fiecare om știa ziua când măcina. Aia ziua lui, măcina toată ziua. Și ce măcina lumea acolo? Porumb, săcară, greu nu prea aveau, dar mai măcina și greu câteodată. Erau două mori sau numai una? Două. Două mori la un sat așa de mic? Da, păi una au fost făcut, aia știu și eu mai târziu. Da, aia care e acum, aia au fost de mult făcută, nu știu eu. Și când ori folosit-o ultima dată? Păi nu știu să spun în ce an s-o cam închis, când pe timpul colectivului, cândva nu mai avut oamenii, s-au făcut pâine, ori luat pâine și nu au mai măcinat nimeni acolo. Din păcate, cea de-a doua moară din sat nu a reușit să se conserve atât de bine peste ani. Erau două mori. Ea a fost prima și a funcționat multă vreme ca singura moară din sat, după care
pentru că erau multe animale, pentru că era nevoie de mâncare pentru animale, a apărut o a doua moară. E undeva naval, poate cu 20 de metri mai jos, dar din păcate, pentru că a fost într-o zonă foarte acoperită de vegetație, foarte umidă, ea a putrezit și pur și simplu s-a prăbușit cu totul în interiorul canalului Mori. Am reușit anul trecut să degajăm tot ceea ce era lemn putre de acolo, partea de susținere de piatră a rămas, am reușit să scoatem și morile, pietrele de moară din apă, a fost foarte, foarte greu, abia l-am scos cu ajutorul localnicilor și ele sunt expuse în momentul acesta pe gardul de lângă. Sunt patru pietre de moară frumos aranjate acolo. Ar fi un pas următor să încercăm să reabilităm și acea moară, dar nu să o refacem. N-ar avea logică dacă mergem doar pe ideea de a arăta cum funcționa, de a arăta un principiu, n-ar o să fie două mori funcționale. Poate că nici n-am putea să o refacem integral. Și vrem să o refacem la modul didactic. Să fie podul morii și acolo să explică, să fie niște panouri explicative cu schema cinematică a morii, cu fiecare componentă explicată. Acesta ar fi și traseul de vizitare de altfel. El intră pe o cărare pe care am amenajat-o deja, să vină la această moară unde să fie explicată schema cinematică, principiul de funcționare, să continue călătoria până la moara care există și aici să se vadă practic cum ea funcționa. De aici să plece mai departe către cuptor și apoi către vâltoare. Toate aceste relicve ale trecutului au făcut și tema unei lucrări de disertație a uneia dintre voluntarele de aici. Ce e interesant e că spațiul de aici nu este sau nu va fi doar un simplu spațiu expozițional la marginea unui sat. E o idee care s-a dus mai departe și a plecat în lumea largă pentru că una dintre studentele care au fost aici, Cristina, studentă la geologie din București, și a făcut lucrarea de disertație la masterul de geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural, exact cu povestea de aici, cu complexul tehnic de la peștera, cu moara, cu vâltoarea, cu cuptorul și cu poveștile comunității de aici despre ceea ce era odinioară punctul central al tehnicii din satul Peștera. Atât cuptorul de var, cât și moara de apă au rămas doar piese de muzeu în micul sat de la poalele Retezatului. În schimb, vâltoarea este și acum folosită de către oamenii din peștera. Ce rol are vâltoarea în tot acest complex? Vâltoarea ar putea fi considerată, să spunem, un exemplu al inovației pe care țăranul român o aduce folosind resursele pe care le are la dispoziție în beneficiul lui. Vâltoarea putea să o considerăm un fel de strămoș al mașinii de spălat clasice din ziua de astăzi. De ce? Prin forța apei, apa ajunge într-un fel de con, să-i spunem, făcut din lemn. Apa imprimă o mișcare circulară hainelor, în general haine mari se puneau acolo, de genul păturilor sau haine groase de iarnă. Apa pătrunde prin țesătură, se lasă hainele respective câteva ore bune acolo, se învârt bine prin forța apei, după care sunt scoase și puse la uscat. Interesant este că este o modalitate absolut ecologică, să spun așa, de spălare, pentru că nu este nevoie de detergent, de niciun fel de alte materiale care să intervină în procesul de spălare și de curățare a hainelor. Chiar și în ziua de astăzi, sătenii se poate vedea încă mai folosesc vâltoarea și se dovedește că a fost o inovație foarte bună și foarte utilă pentru ei încă din vremuri de demult și uite care mai rezistă până în ziua de astăzi. În toate satele de munte cred că exista câte o vâltoare. Da, cu siguranță, pentru că este o modalitate ușoară și la îndemână de a spăla hainele mari. Ne dăm seama și noi acum dacă ar fi să spălăm, să spunem, la mână, la râu, ar fi foarte greu. Ori așa, hainele erau lăsate acolo o perioadă de timp, când își aminteau de ele, mergeau, le luau și, într-adevăr, vâltori de genul ăsta sunt în mai multe sate din țara Hațegului. Mai există? Mai se păstrează până astăzi? Da,
mai sunt câteva chiar și în zona Sălașul de Sus, dar și în celelalte sate au mai rezistat câteva din vâltorile de genul ăsta și sunt folosite în continuare. Când ați ajuns aici în zonă, la peșteră, cum ați găsit vâltoarea? Era ok? Era funcțională? Da, la acel moment era funcțională. Dovadă a faptului că și acum oamenii încă o mai utilizează și chiar cu ceva ani buni înainte de a ajunge noi aici, o reabilitaseră puțin, mai schimbaseră lemnăria, dar era într-o stare bună și s-a păstrat, deși mai are nevoie de minime lucrări de întreținere și de reparații, să spun așa. Moș Petru își aduce aminte că pe vremuri în locul vâltorii din sat era un gater. De vâltoarea aia a fost un gater acolo, se tăiau schinduri acolo cu apa în mâna, cu roată, cu ciuturi de amare și deși. Nu, da, au venit comunismul și l-au stricat. Și au făcut vâltoare? Sau era și vâltoarea? Nu, era în urmă, după aia s-a făcut vâltoare, după ce au stricat gaterul ăla. Era cu pânză, dar merea bine. Ar fi de interes pentru turiști această zonă de vizită, pentru vizitat? Cred că da, pentru că am avut mai mulți, nu neapărat turiști, dar cunoștință sau prieteni care le-au recomandat să vină aici sau au venit împreună cu noi aici și am văzut reacția și au fost foarte, foarte încântați, pentru că cred că sunt puține locuri în acest moment în țară unde mai pot fi văzute astfel de obiective și în stare de funcționare. Care a fost reacția tinerilor care au venit aici? A voluntarilor, când au văzut așa ceva, poate nu mai văzuseră, ei fiind mai tineri, nu mai văzuseră așa ceva. Da, o parte dintre voluntari poate că mai aveau bunici la țară sau mai știau, iar alții au fost chiar încântați, au fost uimiți. Bine, ei au fost foarte mulțumiți și încântați de faptul că sunt incluși într-un proiect în care ei pot să-și aducă aportul, în care să rămână ceva de pe urma lor, în care să poată să spună, uite, asta am făcut-o eu cu mâna mea, eu am ajutat la făcut chiar și șindrilă, au încercat și au mai făcut, au ajutat la activitățile de ecologizare, de curățare, au fost foarte fericiți și a fost o perioadă foarte frumoasă stând cu ei aici. Au fost plini de creativitate, de imaginație și și-au dat frâul liber, ca să zic așa. Nefolosit de zeci de ani, cuptorul de var a fost și acesta readus la viață de voluntarii aduși aici de Dan și de Adina Popa. Am văzut că este aici și un cuptor de var. De când nu a mai fost folosit și în ce stare l-ați găsit când ați venit aici? Nu, a fost folosit de destul de multă vreme, probabil că cam după Revoluție, probabil după 1989, nu a prea mai fost folosit. Era într-o stare destul de rea. Din păcate, cum se întâmplă de multe ori, ajusese un soi de groapă de gunoi, unde oamenii își cam depozitau gunoiul menajer. A fost nevoie să-l curățăm și etapa următoare este de a-l proteja într-un anumit fel, pentru că chiar în apropierea cuptorului, în zona respectivă, este și drumul folosit de animalele care merg spre pășune, animalele de aici din sat, și atunci e foarte important să fie protejat, dar sperăm să îl reabilităm și să încercăm ca din când în când să facem chiar și niște demonstrații despre cum se obținea odată varul. Acum varul e foarte ușor de obținut, adică poți să mergi la magazin și să cumperi un sac, e mult mai simplu decât se obținea odinioară.
Și Moș Petru își amintește de vremurile când oamenii făceau var la cuptorul din sat. Da, var, nu mai făcut nimeni de când acolo. Păi, var nu s-a mai făcut cam... ce să zic așa, de vreo 40 de ani, cam așa. Oho, de mult! Nu, hai să nu fie chiar 40, dar cam totuși de la 30 la 40, cam așa, nu s-a mai făcut var. Dar vă mai aduceți aminte când se făcea var acolo? Am făcut și eu. Am făcut vara acolo, se făcea cum cam 100 de noi merți, zicem, la, nu, la kilogram vorbeam cu merța. 100 de merți de aia care se ardea odată în gropa aia. Dar nu era mai bun varul ăla ca ce se face acum, ce se găsește acum? Mai bun a fost. Ăsta e mai sărac, ale o formă consistentă. De ce să mai păstrăm toate lucrurile astea vechi? De ce să nu le dăm uitării și să trecem mai departe spre nou? Trebuie păstrate aceste lucruri vechi pentru că ele sunt parte din memoria noastră, sunt parte din istoria noastră trecută și chiar dacă ele nu se mai folosesc, scopul nu este neapărat de a le exploata într-un fel pentru că nu ar mai avea, să spunem, valoare comercială, dar ele merită transmise mai departe și generațiilor următoare pentru a fi cunoscute, pentru a-și da seama fiecare generație că progresul și modernitatea, să spunem, sau toate descoperirile care vin acum în favoarea noastră au avut la bază ceva. Că s-a pornit dintr-un anumit loc și s-a ajuns într-un la un nivel poate mult mai înalt. Proiectul de readucere la viață a acestui ansamblu tehnic tradițional din satul Peștera a fost apreciat și de către reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara. Acesta a primit premiul de excelență în cadrul festivității de premiere a celor mai buni sportivi și proiecte pentru tineret din anul 2014. Așadar, să nu uităm! Salvăm trecutul pentru viitor, un proiect de nota 10.